Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Așa ne începem lecția din fiecare dată, dar de data asta trebuie să vă spun că am niște emoții extraordinare, pentru că cum altfel să nu am emoții când am lângă mine pe cei doi, dă-mi-l, te rog, mie, da, așa, pe cei doi nepoței ai mei, americani, lui Bubu, da? Americani. Nu-ți scoate de celul de scoate. Acolo vrei? Bun. Uite, acolo stai, foarte frumos. Și acum, Ana, în partea asta, tu ești profesoara. Vorbește în engleză, te rog, că ne aflăm la prof online. Te rog. Nu vorbesc în engleză. Românește. Victor. Da. Cel cu Maria. Nu știu. Păi, dar nu răspunzi de asta prea mult la tine. Galben. Galben, măi, așa, foarte bine. Victor, ce culoare este asta? Papa! 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 Vezi, Ranfilul ăsta? Ce culoare este ăsta? Roșu! Bravo! Victor, ce culoare este aici? Ia, uite, uite ce culoare. Uite, matematică. Acum începem. Uite, mai întreb, spune la culoare. Victor, mai întreb, treabă ce una. Culoare este asta? Ia, uite. Acum, uite, tare ca să... A zis albastru închis. A zis albastru închis. Bravo, bravo. Așa. Acum matematica. Te rog să numeri până la 10. Te rog. Numeri până la 10. 1, 2, 3, 4. Păi asta facem acum, matematica, asta e matematica, numără. Prima problemă să nu... matematică. E matematică. Nu. Dacă spun cifre, eu... E cu cifre, 1, 2, e cifre, mamă. Hai. Hai numără. 1, hai, 2, 3, hai, hai. 3, 4, hai că tu numeri frumos. Foarte frumos numere. Hai să numărăm în engleză. Hai în engleză. Ok, Victor, să numărăm împreună în engleză. 1, 3, 4, hai număr tot. Nu. Eu mă dau. Te dai jos? Dai ce? Începem, da. Începem. Uite, Ana, nu mi-l alegi. Nu, dar acum facem altul. Tot, așa. Foarte altă lecție. Da, o secundă. Așadar, Ana, să le salutăm pe prietenele tale. Care sunt prietenele tale? Eu le-am uitat. Nici nu am cum să le țin minte. Ok. Alice, Kiki, da. Julia, Sofia, și Anastasia, Robert, Andrei, Luisa, Victor și Olivia, David și... Gata, da? Toți prietenii tăi. Foarte frumos. Ai destui prieteni după cântă. Și acum să fac tag. Acum, un pic, Ana, vreau să încercăm. Să încercăm să ne amintim la lecția trecută. Știi tu ce am făcut? Noi niște lucruri foarte frumoase, interesante în lecția trecută. Ce anume am făcut, te rog? Am făcut niște smecheruie și unul. O secundă. Cred că facem următorul lucru. Vreau să spui dintre astea două numere, 7 și 9, care e mai mare? 9. 9, foarte tare, foarte tare. Deci, între 7 și 9 e mai mare 9. Da. Și uite cum facem chestia asta. Îmi dai voie un pic? Așa. Nu, este un simbol special. 7-le e mai mic decât 9. Deci, uite, faptul că e mai mic, are unghiul ăsta micuț. Și ăsta care e deschis așa, indică pe ăla mai mare. Deci 7 mai mic
decât 9, da? Da. 7 e mai mic decât 9. Eu fac așa. Așa, da, 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 și tu știi simbolul ăsta, da? Foarte bine. Dar între, Ana, între 10 și 20, care e mai mare? 20 și face asta. Așa, cum ai spus tu mai devreme, foarte bine. Corect, corect, este simbolul perfect. O scârțit că e luată creta mare, da, de aia se rupe creta în două. Deci 10 e mai mic decât 20, da? Da. Te rog să-mi spui, am să te pun eu numele și tu să punctezi. Între 19 și 29, care crezi tu că este mai mare? Între 19 și 29. 29, care 2, 20, ăsta e o singură 10. Deci 10-le, da. O singură 10 și dincolo 29. Dar care este între două numerele astea? Urmărește-mă. 23 și 32. Care e mai mare? 30. Foarte tare, foarte tare. Deci tu ai văzut foarte bine. Deci cine indică la cifra 10-lor de aici, da? Asta tu ai orientat foarte bine. Tot 2 și 3 și 3 și 2, dar avea 23, doar 20, de face 30. Foarte, foarte interesant. Ana, te rog să mă ajuți să spui între 29 și 31. 31. Foarte precis. Răspuns foarte bine. Să știi că pe mine m-a surprins în mod plăcut. Că tu știi foarte bine cine, da, care e și cum e mai mare. Dar dacă ți indic așa, poți să citești numărul ăsta? 235. Da, 235. L-ai indicat foarte, foarte, foarte frumos. 235 este foarte bine. Și acum vreau să compar pe 235 cu 240. Care crezi tu că-i? 235. Care e mai mare? 24. Ai, ai, ai. Deci la sute tot la fel. La sute la fel. Dar cine vine? 30. Și ai zis 40. Deci 40 e mai puternic decât 30. Da. Foarte important. Da? Deci de ce? Ăsta e cel mai mare. Tot așa te rog să-l punctez. Scrie tu, pui tu întrebări acum. Da? Eu pun întrebări pentru mine. Dar pune și pentru mine, te rog frumos. Da? Pun doi foarte frumos de făcut. 200. 2000 scris. Foarte important. Eu nu știam că tu știi și 2000 să scrii. Foarte, 2000 și... 0. Așa, cum ai citit pe ăsta? 2010. Da? 2010. Și ăsta 2000. Care-i mai... Nu l-am terminat cu ăsta. Acum... Ce mi-ai făcut? Ei, mi-ai pus un zero, nu știu să-l citesc pe ăsta. Este... După 2000... 20.000! 20.000! Da. Da? Deci numai 2000, 20.000, că ai pus un zero. Ai pus un zero, l-ai făcut foarte mare. L-ai făcut foarte, foarte mare. L-ai pus... Când ai pus un zero de acela la sfârșit. Așa. Ia să nu știu cum punem 10, 20. Ai, dar ăsta e atât de mare, foarte mare ăsta. Ăsta. Și ăsta. Și ăsta e mare, dar care e mai mare dintre astea două? Tu nu știi, pentru mine. Pentru mine l-ai pus ăsta, da?
Da, trebuie să spun că m-ai pus în încărcătură și îmi dai voie să mă gândesc. Și eu știu ce este mai mare. Care e mai mare? Ăsta, sigur că da, are și mai multe cifre. 2, 4, 6, 2, 4, 5. Fiecare 6 e mai lung, are mai mult, mai are valoare. Foarte, foarte bine. Acum, nu știi matematica asta. Bun. Dedesubt am comparat, m-ai convins, stăpânești foarte bine lucrurile acestea, dar eu îți mai pun încă o dată o întrebare și până te și la altă problemă, bine? Și după aia punem în o să, o să vedem ce mai vine minte. Da, da, ștergem tot. Te rog să-mi compari pe 237 față de vecinul său, 235. Eu știu cine este mai mare. Cine e mai mare? Primul, da? De ce? Că sute la fel, 10 la fel. Și aici, ăsta, 7-le, e mai puternic decât 5-ul. Da. Da? Deci rapid ai făcut foarte bine. Eu iar... acum eu fac. Cum, dar cum faci, cum faci simbolul? Hai să facem simbolul aici. Dacă e mai mare, punem așa. El. Da. Ce scrie tot? Pun unul pentru tine. Pui unul pentru mine? Așa. Așa, și vecinul, un vecin. Ai, mi-ai pus încă o cifră. Uhum. Vecinul său. Ia să văd eu. Cu ce întrebare vii tu la mine? Nu este întrebarea mea. Este întrebarea ta pentru mine, da? Nu este... Eu... Ți-ai pus întrebarea ție, da? Tu să răspunzi, da? Da? Okay. Care, care dintre astea două e mai mare? Nu, sunt la fel. Sunt la fel? Da. Uite, 2, 2, 0, 0. Stop! 2 și 6, gata! Dacă ai pus unde ăsta e. Da, 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 da. Și am scăzut aici. Bun, dar nu. Câte cifre are? 2, 4, 5. 2, 4, 5. Ca număr de cifre sunt corect scrise. Nu-mi dau seama. Și acum încep să analizez. Mă, 2, 2. 0, 0, 2, 6. 6 le spune că e mai puternic decât 2. Deci ăsta este mai mare. Dar nu vreau să fac așa, vreau să fac altă întrebare. Bun. Ne oprim aici că am acum o chestie. Vreau, vreau, vreau să... Vreau să scriu întrebare. Ce vreau să scriu? O să te zic. Uite, uite, am. Uite ce vreau. Vrei să mă asculti? 0. Da. 4. Da. 0. Așa. 2. Okay. Trebuie să punem o barieră, nu? Ca să spunem că s-a terminat aici. Bun. 2. 0. 3. Trebuie să mai pun cifre. Lasă numai atâta, lasă că e suficient. Dacă mai pui o cifră, hai să ștergem atunci și să punem frumos ca să fie un număr corect scris. 0 a fost, nu? A fost un 0. La fel din înalt. Și un 5 ai spus tu, da? Și acum barieră, da? Bun. Și acum o să scrie. Acum scrie tu pe ce număr vrei? 2. Da. 0. 3. Da. 0. Da. 6. Am înțeles! Foarte tare! Șmecher ai fost aici, la construcția asta mi-a plăcut. 2, 2, 0, 0. Care crezi că mai mare? 4! Asta, pe aici, asta este mai mare. Sunt la fel! Nu-s? Nu-s? Pentru că ăsta e primul indică. Primul indică. Noi luăm așa și la fel, la fel, la fel, la fel. 4 față de 3, 4 e mai puternic și nu mă interesează. Nu mai mă interesează că sunt. Și cum ăsta este mai puternic? Da, este, dar e mic, e la coadă. E prichindel. E cifra unităților. Așa, e cifra unităților. E a sutilor. 400, 300. Gata, 300 față de 400, 300 e mai puțin.
Deci ai înțeles tu că așa trebuie să urmărești. Da? Deci la unități, este mici. Zecile, la fel. E Shiru, este o bobiță, Shiru, iar sutele care este cubu, da? Da. Deci cubu este mai puternic decât... 6. Așa. Uite. 5. 6, 5. 65. 65. 5. Da. 10. Le-ai făcut 655. 655. Nu, trebuie să fac că sunt la... 6. Dar scrie sus, uite că s-a uscat sus, te rog frumos, ca să vadă la camere, ca așa nu se vede la camere. Scrie sus. 6. Da. 4. Da. 5. Da. 5. Bun! Și eu trebuie să răspund care e mai mare. Da. Și eu știu cine sunt. Tu știi, da? Dar nu spui. Mă lași pe mine, da? Mai. Eu iau de aici 6 față de 5. 6 față de 5, 60 față de 50. Gata, asta e mai puternic. Așa se socotește, așa. Nu, dar nu număram cu 60 și 50. 64 și 55 ai scris acolo, da? Punem... așa ne-ai rupt, e rupt 6, 4, 5, 6. Bun, m-ai dat o idee acum. Ia... Nu, bubu, dar vreau să te zic că 6 și 4 sunt la fel într-o poziție și nu este 60. Vreau să fac așa. Și trebuie să zic cine este mai mare din aici și din aici. Bun. Dacă că astea sunt la fel, doar vreau să pun aici virgulă să știi că nu este 50, nu este 60. Dar până aici și până dacă aici... Dacă îi luăm individual, dacă îi luăm pe fiecare în parte, înseamnă doar cifra 6, 4, 5 și 5. Deci în clipa în care ai făcut și da, îi vedem individual... Eu nu se prea să fac așa. Am pus un punct. Că aici, 6 și 4, am pus virgula asta, că nu vreau să fie 60. Nu vreau să fie 60, da? Da. Deci, e separat ca să fie 6 ca unitate. Dar vreau să fie la fel. Cam bun. De... Acum, te rog frumos, scrie-mi toți prietenii care dau 10. Toți prietenii care... S-a terminat Ana Floia, gata. Am terminat în celelalte lecții, da? Eu sunt profesorul. Da. Eu sunt profesorul și tu trebuie să te obișnuiești că mâine la școală, când începi, asculți de profesor. Da. Da? Deci asta este foarte important. Deci ce facem acum? Ana, vreau să-mi scrie aici toate perechile de numere sau dacă vrei prietenii doi câte doi care adunați fac 10. Cine și cu cine fac 10? Te rog. Cine și cu cine fac 10? Te rog. 5 plus 5 egal cu 10. Plus 5 egal cu 10. Așa. Altă pereche. Tot dedesubt vreau. Dedesubt, așa, pe coloană. Eu șterg acum, na? Stai așa, într-un loc. Șterg eu și tu nu-ți fă probleme, să usucă pe loc. Ia uite, vină-mă, te rog, aici. Și dedesubt vreau să fac. Altă pereche de numere, alte două numere care adunate să facă... Ok. 91. 91, sigur că da. Da? 9 plus 1. Dar vreau să scrii scrisul una sub altă, frumos, ne interesează și calitatea. 9 plus 1, da? Egal. Așa. 10. Bun. Altul. Vorbește, te rog, ca să audă. 8 plus 2. Sigur că da, 2 prieteni care fac 10. 73. Perfect. 3. Cum? 10. Așa, și altă pereche? 6 plus? 4 egal cu 10. Foarte bine. Și am scris 5. Ai scris 5 plus 5, deci totul este rezolvat. Astea sunt cele 5 perechi de numere care fac 10. Acum, aș vrea să liniem
că nu vreau să respectăm cu strictețe și calitatea. Stai așa într-un loc, da? Noi am mai liniat și data trecută și vreau să scrie, să scriem frumos, cât se poate frumos. Așa, bravo. Acum, dedesubt. Așa. Da, nu, tragi cu multe griji, nu te grăbești. Așa, frumos, da? Așa. Și iată dedesubt. Foarte bine tras o pastă. Foarte, foarte bine. Foarte bine. Ne-a rugat pe asta. Acum, gândește la perechile de numere care dau 9. Prietenii, două cifre care fac pe 9. 8 plus 1. Da, și vorbești ca să se înregistrezi. 8 plus 1. Egal cu? Da. Așa. Plus 2, 2, 2, foarte bine. Că ăsta scade și crește ăsta, da? Cum spuneai tu mai devreme. 7 plus 2 face 9. Pune 9, te rog. 7 plus 2 egal cu 9. Apoi. Da. Ești plechere. 6 plus 3, da? Da. Adică tu ai luat-o de la sfârșit. Dar eu vreau să iei din partea asta tot timpul. Altul, altă pereche. 5 4. Păi tu ai spus că ăsta. Da. Da, 4. 8 este 4. Așa. Egal cu 9. Apoi. 6. Tu știi, tu știi. Sigur că data am scris odată. 5 cu 4, 4 cu 5, nu mai iar o să mai pierdem timpul. Astea sunt 4. Au fost la început 5, prieteni, acum sunt 4. Pentru 8. 4 nu, 4 plus 5. Este același lucru, nu? Egal tot cu? Da. Că ai scris 5 plus 4 și 4 plus 5. Da, și acum 8. Așa. Ca să fac 8, 7 plus 1, sigur că da. 7 plus 1 e egal cu 8. De ce sunt tot liniștit? De ce e așa liniștit? Că tu conduci lecția. Tu vorbești, tu, dar nu vorbești, de ce să-ți fac? Să aude numai ce se vorbește. 7 plus 1 e egal cu 8, da? Dar apoi. De ce ai scris 9? Am greșit eu, m-am fost atent, dar acum m-am corectat. Bine? Altă pereche de numai. 6. 2, 8, da, apoi, să facem pe 8 mai frumos, la înălțime, da. Cât e acolo spațiu, avem nevoie, foarte bine făcut, foarte frumos. Acum, 5, 3, egal cu 8, da, și... Eu știu 4. Bun. Mă bucur foarte tare că te descurci foarte, foarte și bine. Sunt gata. Foarte bine. Cu 8 ești gata, sigur că da. Să vedem cu 7. Care sunt perechile pentru 7? Sunt doar 3. Sunt doar 3, da? Ia să vedem. Așa. Hai, te rog acolo. Șase plus 1 egal 7, corect. Apoi. Apoi. 4 plus 3. 7.
Și doar atât, nu? Trei ai spus da, că sunt. Dar tu ai făcut un nimic. Da, am pronunțit un pic mai curt, dar nu-i nimic. El îi rămân în continuare și să ne ducem acum ce două numere adunate să facă șase. Toate variantele plus șase. Ok. Aici sau aici? Nu, nu, nu. Tu asta ai pus acolo, a fost trasă de tine din grabă, dar n-are importanță. Tu scrii acolo și până o să vedem. 5. Da. Plus. 1 egal cu... 6. Corect. Apoi dedesubt. 4 plus... 2 egal 6. 6. Da. 3. 3 egal 6. Corect, corect. Ce facem și pentru 5, după care trecem la altă problemă foarte importantă. Să vedem care sunt numerele care dau 5. Două. Perechile de numere care adunate să facă 5. Prieteni, spuneam. Am prieteni care să facă 5. Ok. 4 plus 1 egal cu 5. Am și 3 plus 2 egal cu 5. Ai zis bine? Corect. 5. Și cam atât, doar 2. Da. Ar fi 2 plus 3, dar nu are rost. E același lucru. Vreau să pun 2 și 3. 2 plus 3? Poți să spui și asta, dar este deja pus de tine. 3 eu acolo și 2 plus 3. 2. Bun. Ana, vreau acum dedesubt. Ne uităm, lăsăm astea scrise, că ne interesează în lecția care urmează acum, în problema care vreau să ți-o pun, mă interesează foarte tare să vedem următorul lucru. Cât fac 20 plus 30? 20 plus 30. Um, 50? 50, uite aici este. 20 plus 30 fac 50. Okay. Te jos cu șmecheria asta. Dar nu ștergem. Deci 12 cu 3, 5. Pune 50. Că e egal cu 50. Da? Cât fac? Uite, eu spun întrebările, da? Cât fac 30 plus 40? 30 plus 40. 30 plus 40. 70. 70 te-ai prins foarte tare, ca și cum ar fi 3 plus 4. 70, foarte tare, foarte tare. Cât fac, Ana? 40 plus 50. 40 plus 50 este egal cu 40 plus 50. 90. Ai văzut cum ai căutat cu ochiul 4 plus 5. Da? Deci aici, de-aia nu ne-am făcut pe ăsta întâi. Deci egal cu cât ai zis 40 plus 50, egal cu... Un pic să-l facem frumos, că filmează. 90, da? 90. Cât este, Ana? 50 plus 30. 50 plus 30. 80. Foarte tare. Și acum eu scriu. Ia, vezi tu, 60 plus 20 egal 60 plus 20 egal cu 80. Că sunt la fel, că ăsta este mai înalt și ăsta este mai jos. Sunt la fel. Suma este aceeași, da? Deci... Asta vreau să fac aici când... Am înțeles că ai sesizat, crește, da. Ăsta scade, de ce ți-ai dat? Da, vreau să fac așa, pentru cine sus. Da. Ia să vedem cât face.
70 minus 20. Din 70 scădem pe 20. Cât face? Dar pui 7. Pui 7, da. Și scazi pe 2. Și scazi pe 2. 50. Asta era. Fiindcă 2 și cu, 2 și cu 5, uite, unde avem noi? 2 și cu 5, 2 și cu 5 face 7. Da? 20 cu 50 face 70. Și dacă din 70 scazi pe 20, rămâne prietenul celălalt. 50. Aici e poanta. Deci din 7 scazi pe 2, rămâne prietenul celălalt. Da? Deci egal cu, ai zis bine, 50. Bun. Ana, te rog acum. 23 plus 47. Egal cu? 23 plus 47. 23. Adună 10-le. Ia adună 10-le. Câte 10 are mai? Aha, aici. 60. Ai zis bine. Plus ce mai dă din ăștia? Adunați. Plus 3 și cu 7. 3 plus 7? Căutăm cât face 3 plus 7. 60 plus... plus 10-le. 60-ul care s-a fost de aici. Și acum 3 plus 7 trebuie să adunăm. 3 plus 7 egal cu 10. Așa. Foarte, foarte bine te-ai descurcat. Și egal cu 60 cu 10 asta. Hai să scriu un pic mai strâns ca să fie păstrat pe aceeași linie. 60 cu 10? Nu, păi este plus, este plusul. Este egal ca 6 și 1. Șase plus 1, căutăm aici repede în tablă. 6 și 1, 7. 70. Face 70, da? Aici, spune. 70. Finalul, la operația asta este următoarea. 23, hai să vedem când. 23 plus 47 egal cu 70. Asta e răspunsul tău. Dar hai să gândim pentru prietenii noștri, spunem. Măi, când aveți de adunat, am adunat 10-le. 20 cu 40 au fost 60. Când am adunat și pe ăștia mititeii, prichideii la sfârșit. 3 și cu 7 au făcut cât au făcut 3 și cu 7, 10. 60 cu 10 au făcut 70, da? Da. Știi așa? Da. Știi era carry-over, știi când facem carry-over? Carry-over. Uia pune trei cifre una sub alta. Să vezi că poate. Ia și chiar dacă depășește, poate să știe să adună. Am înțeles, da. Nu. Deci, trei cifre. Deci spunem cu... Două numere de trei cifre, nu sub altul, da? Da. 237 adunat cu 431. Da, eu fac asta. Ia să vedem. Ca să știi să faci, da? Ok. Zice. 1 și cu 7. Nu sunt multe acolo. Da? 70. O secundă. 1 și cu 7. Cum făceai, Ana? 1 cu 7. Și punem rezultatul de desubt. Cum făceai cu Alina, Ana? 1 și cu 7 face? 1 și cu 7 face 8. 8, foarte bine. Și 3 și 3 face 6. 2 și 4 face 6, da? Și cât a dat? 668. 668. Te-ai descurcat foarte bine. Foarte bine. Ana, dacă... N-am știut că tu știi foarte bine chestia asta. Deci hai să mai facem încă una, că mi-a plăcut foarte tare aici. Uite, 259 plus 141. Ok. 140. Așa. 1 și cu 9?
10. Da, da scriem mai pe 0 și 10 îl dăm la vecinul. Știi că pui punctul deasupra, țin. Așa. Carry over, ăla. Deci s-a făcut 10, s-a completat 10, scriem 0 și spun, măi fratele meu, unul ăsta de aici, du-te la 10. Și el se duce aici. Și acum, 40 cu 5? 40 cu 5, la 10 adunăm acum. Face 40 cu 5 este undeva. 6! Asta, 5 și 5, că unul l-ai pus în 4, l-ai pus în 1. Iar 10, 0. Și încă unul îl păstrăm. Și îl ducem la vecinul ăsta. Ok. 2 și... 2 și... 1... Așa? 4. 4! Bravo, Ana! Foarte tare! Ținu cont că unul acela o vin din partea asta, da? Foarte tare! Mi-a plăcut teribil de mult. Deci două capcane au fost aici. Da. 9 și cu 1, că au făcut 10. 10 de acela ai pus numai pe 0. Și l-ai pus la vecinul pe urmă, da? L-ai adunat pe unul acela și ai zis, mi-a plăcut, Ana, uite ce mi-a plăcut aici și să-i spune prietenilor noștri să țină și ei minte. Unul acela l-ai pus la 4 și a făcut 5 și cu 5 ăsta a făcut 10, foarte tare gândit. Iar 10-le la, încă îl duce la sute și face 1 și cu 1, 2 și cu 2, 4, da? Deci foarte, foarte, foarte frumos ai gândit aici. Ana, dacă faci și pe ăsta, ești cel mai bucuros. Ies afară și să zic, dar nu, unde am fost noi astăzi, Ana? Dacă fac pe ăsta, deci, o să ies afară și spun, am o nepoțică foarte deșteaptă. Să mă audă toată lumea, să mă audă toți din bloc. Nu. Vrei să stric așa? Ies afară. Nu, zici, nu, vreau să fiu la tablă. Când mai vin la tabla asta, eu să fac foarte multe grele pentru tine dacă fac asta. Da? Foarte tare. Uite, uite acum, te rog. Pun socoteala aici. Gata? Începe. Uite cât face. 378 cu 293. Plus, da. Acum, okay, voi fi fericit. 8 cu 293. Începem de aici, de aici, de la aici trecem. De la capăt. Nu știu că sunt amândouă 10 și o să fie la 100 dacă ajung. Începem de aici. 4. Începem de aici. Zicem așa. 8 și 3, 8 plus 3 egal cu... 8 ca să facă 10, cât îi mai trebuie? Asta ne uit cercetăm noi. Nu-i 8? Nu te uiți? Cât îi mai trebuie lui 8 ca să facă? 11 au făcut foarte bine. 11. 1 îl scrim și 1 îl trimitem aici. 10 o trimitem. Da. Și 7 plus 9. Mai întâi. 10. Nu? Mai întâi 1 ăsta îl punem la 9. Okay. 10 plus 7. 10 plus 7? 10. Și încă 7? 17. Nu mai zic, gata, promit. Dacă la 10... 11. 17. Dacă la 10 lipim un 7, fac 17. Da? Minus... 7 îl scrim. 9, că vreau era 9. Am înțeles. Și unul ăsta... Nu știu smechera asta. Acum. Și este 10 aici, dar nu putem. 10 același că i-ai pus 7, da. Deci au făcut 17. Și punem 1 aici. 1 ăsta și cu 3. 3 și 2. 3 și 2. 5. 5 și cu 1, care a venit la vecinul, 6. 6. 671. Hai să le spunem prietenilor noștri că a fost socoteala, socoteala foarte grea. Eu fac una pentru mine foarte, foarte grea. Da, dar Ana, hai să le spunem prietenilor noștri cum am gândit, că este important să afle și ei. Da? Și vreau să și le spun în engleză. Asta vreau să le explic în engleză, te rog frumos. Ok. Asta este foarte grea și am făcut-o cu... Și acum să explic în engleză. Da. So this is what I did. So, 8 plus 3 is 1, but I can't, it was 10, so
ugly 11, 11, I'm confused. And then you put the one to here, so it's 10 for 9. Așa, deci 9, da? Și cu 1, cu 10, 10, 10, cum zici? No, no, it's 9, Aya, but with 1 makes 10 in your head. No, no, you don't have to write it down. Okay. No, it's okay. Nu-l modificăm aici. El rămâne aici, la rezultat se modifică. Okay. 7, because the 1 came here. See? The 0. And the 1 from here came to there. Because we can't put 10. So I put the 1 there. And then it was 6. Because one of them, there were 5. So, plus 1 equals 6. Yes, excelent. Am învățat și eu la engleză ceva aia cu atinge. Ce-ai spus așa? Mi-a rămas la 1, 5, sau că tu faci 3 cu 2, 5, nu? Așa zis. Și cu 1 acela fac 6. Da, tu la artitate. Băi, dacă mai stau o leacă lângă tine, învăț și eu engleză. Vezi, vezi? Dar și eu prind... Acum eu să fac o... Așa, faci tu, pune lui Bubu operație. De 3 numere să se explic eu. Oleu, nu mă băgat chiar așa, da. Numai cu 3. Hai, tate, știu numai cu 3 eu. Nu, eu să pun mai mult. Bine, hai, 4, cel mult 4. Nu, eu aleg. Alege, dar nu prea mult, că eu sunt obosit din de la albine. Tu știi că m-am rămas la albine, am lucrat. 6. Atâta. 7, atâta. 0, atâta. A, în sfârșit, în sfârșit. Așa e vreo tot. Câte cifre are? 10. Mă. Câte cifre? Nu pot să nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foarte lung. Acum pune de sub câte vrei tu. Plus în alt număr. Dar 0 să-l facem la nivel cu ăsta. La fel. 0. 0, așa, ca să fie și el. 0. Da. Este o sucățeală foarte grea. Și numai atâta de... 1000. 1000. Dar dacă vrei 1000, trebuie de aici să începi. Așa trebuie să-mi completez până la capăt. Așa trebuie să începi. Deci, o secundă. Nu. Deci, 1000, zicem așa, 0, 1, al doilea, al treilea și 1. Asta înseamnă 1000. Trebuie să așezăm așa unități sub unități, zeci sub zeci, sutile sub sute, miile sub miile. Acum eu mă pot descurca. Deci e foarte important, prieteni dragi. Nu, dar nu sunt așa. Mai pui că ce mai. Așa. Oh, mai complicat foarte tare. Deci neapărat să le așezăm așa. Dragi prieteni, când adunăm două numere, atenție, scrierea lor se începe de la sfârșit. Da? Unități, ca să fii unele sub altele. Și acum lasă. Tu te pregătești. Acum să mă las să vă explic eu, să văd dacă mă descurc. Da. Bun. 0 plus 0 egal cu 0. Nu-i bine? Nu faci așa. Păi da, lasă-mă să-ți văd. Dacă mă încurc, tu intervii, dar numai dacă mă încurc. Da? 1 plus 0 egal cu 0. E bine? Nu. Cât e 1 plus 0? 1 plus 0 egal cu 2. Nu. 1 plus 0 egal cu 1. 1! Asta era. Fii atentă să nu greșesc. Ok. Da? 7 plus 0 egal cu 9. Nu. Dar cât? Egal cu 7. Bine. Urmărește-mă. 6 și 1 egal cu 7. Nu! Da. E bine, da? Da, e bine. Bine. 5 plus 0 egal cu 2. Nu, 5. Asta e. 2 plus 0 egal cu 3. Nu. Da, cât? 2. 2. Și 1 care nu mai are cu nimeni? 1. Da. Și este un număr foarte lung, nici nu pot să-l citesc, dar las așa. Prietenii mei... Eu știu ce număr e. Ia să vedem dacă... Să împărțim grupii de câte 3. 3 aici, 3 aici. Și așa să împărțim. De câte 3, 3. Și acum zicem. 1 milion.
257.710. 1.257.710. Mai dați-o socoteală de... Uite, acum mai uite, uite la bucul că îți broboane de transpirație. Atât nu am de... Acum mai fac una foarte foarte tare, foarte tare. Că vreau să fac o mare, mare. Dar nu mă pune așa, lasă urma cu 4 cifre ca să mă descurc și eu. Ok, 5. Sunt și obosit, vine la cinci. Vine. Cu 5? Cu 5, bine. Așa se scrie deasupra, că acolo prea jos. O, mai sus, Ana. Un pic mai sus. Nu ne-am șters eu acum, acolo se scrie. 9. 9. 8. Da. 6. 7, 8. Așa, din 5, da? Plus? Nu, 0. Atât, hai, te rog. Da, atât. Lasă-și. Gata. Plus, da. Și acum când încep să scrii, de aici încep să scrii. Ca să fii respectat. Așa, totdeauna la adunare. 9. Așa. 1000. 1. Nu, nu, supun cifrele. Doar cifra atât. Nu, tu, 1000, că noi punem câte o cifră. Câte o cifră. Nu, și te oprești când vrei. Pune cifre mari, pune... 1. După aceea pune un 5. Ia-te, mami, te ajută. 5. Da. 7. 2. Așa, și... și 5. Bun. Până așa cum sunt. Dar tot urmărește-mă să nu cumva să greșesc. Deci rolul tău este să vezi dacă greșesc. 9 plus 0 egal cu 5. Nu. Dacă... 9. Ah, băi, ești obosit. Ține minte. Ești foarte obosit și trebuie să fii foarte atent. Da, nu pot gândi, da. Și tu trebuie să fii atent să scriu prostii, da? Bun. 1 și cu 8 egal cu? 9. 9, da. 5 cu 7. Ai, ai. 5 cu 7. M-a nenorocit aici. 7, se facă 10. Că el e mai mare decât 5. Nu. Și zic așa, măi 7. Cât îți mai trebuie până la 10? Nu. 7 plus 5. Așa. Deodată nu pot. Ok. Dar mă lași un pic să... Ce este? Urmărește-mă pe mine. Eu știu ce este. Cât face? Deodată? Eu nu știu, dar eu vreau să... Mă urmărești pe mine să vezi cum fac eu? Te rog frumos, ca să vedem dacă greșesc. 7, 12. Așa este, dar eu nu știam. Eu știu să fac așa. 7, cât îți mai trebuie până la 10? 7, cât îți mai trebuie până la 10? Cică 3. Bun. Iau pe 3 de aici. Nu. Da, așa fac. Iau pe 3 din 5. Și dacă din 5, dacă din 5 l-am luat pe 3, a rămas 2. Și a rămas 2. Și dacă 2 a rămas, ăsta lângă 10 care s-a făcut, 10 și 2, 12. Ai avut perfectă dreptate. Deci 12. Și 2 l-am scris. Ai zis 2 și 9. Nu, 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 nu. 12, da? 2 l-am scris. Și pe 1, 10, aceea o trimit la vecinul. Vecinule, primește pe 1 ăsta. 1 și cu 6 face 7. Mă bunuș! Mă urmărești? E bine, uite acum. Uite ca să nu greșesc acum. Deci 1 ăsta care a venit, l-am trimis la vecinul și i-am spus, primește-l și pe ăsta. Și 6 le-au crescut cu 1 și au făcut în loc de 1, cât face? 7, da? Da. 7-le, ca să facă 10, fie ăsta, fie cel de sus, îi trebuie un 3, am văzut. Și din 7, dacă scad pe 3, rămâne 4. Și 10 care s-a format și cu 4 fac 14.
14 și 1, 10, primește tu, vecinule. Dar nu poți să mai faci așa. Așa se face. Nu mai poți să faci. Acum nu fac? Uite, 1 și cu... n-am fac așa. 2 și cu 8, faci 10. Și cu 1, 11, 1. Și pe 1 îl țin minte. 1 acela primește la vecinul. Și 9 și 1 care vine face 10. Și cu 5, 15. Foarte tare greșit. A fost atât de greu, eu îl mai iau o dată. Mai fac una, foarte. Nu, îl mai fac încă o dată pe ăsta ca să înțeleg eu bine, că nu mi-e clar mie. Înțelegi? Și trebuie să mai repet o dată. Nu, nu mai este clar, doar vedeți clar. Deci, ție ți-e clar? Nu. 9, 8, 6, copii, da? 7, 8, 0. Adunat cu... Cine? 5. Nu! Da, 5, 2, 7. Nu? Da. 5, 1. Nu! 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 și 9. Așa. Și acum, Ana, am să fac așa. Încep. 9 și cu 0, cât ați făcut? 9 și cu 0 face... Eu trebuie să gândesc. Așa este. Dar nu mai pot gândi deloc acum, așa de ok, ori. Eu fac. Cât? 9. 12. 2. Și l-am trimis la vecinul 1. Da. Da. Și acum 6 și cu 7. Așa. Nu de este 9 și cu 6 și cu 7, că așa ai zis tu. Da, dar cum este 9 și cu 7? Deci 9, nu. Nu. Cu 1 ăsta care a venit, se duce ori la 6, dar să-l adună la sfârșit. Să-l la sfârșit. Lui 7 ăsta, cât timp mai trebuie ca să facă 10, te rog? Ok. Cât timp mai trebuie lui 7 ca să facă 10? 3. Hai să luăm de aici, din ăsta. Să zic, bă, ăsta se rupe în două. Un 3. Și al 3. 3 ăsta vine și la 7 și face 10 ani. Nu pot să-mi sun. Nu? 6-le ăsta e în 3 și un 3. 3, un 3 vine la 7 și a făcut 10. Lângă 10 se lipește 3, 13 și cu 1, 14. Exact ca aici. 14. 4 și 1. Dar nu putem. Eu... Și 1 ăsta... Aici, nu așa lung. De aici au venit, de la socoteala asta, au venit aici. Și vine unul aici, da? 1 și cu... 1 și... Mai bine 8 și cu 2. Dar să facă mai întâi. 8 și cu 2? Ok. 8 și cu 2? 10. 10 și cu 1? 11. 1 scrim și 1 păstrăm. 1 și-l duce la vecinul. Așa. 1 acolo la vecinul. Și unul același cu 9. Nu scrieți bine asta. Pune săgeata să vină la el. Așa, 1. Și pune 1. 1 și cu 9 ăsta? 1 plus 9. Da? Egal cu 10. Plus 5. 10 și stripește 5? 15. Foarte bine, foarte bine. Și știi că tu ai explicat mai bine ca mine. Eu s-o obosit, foarte obosit. Acolo am complicat lucrurile. Aici s-a explicat mult mai bine, mult mai interesant. Eu? Da, când ai intervenit tu, ai înțeles da. Foarte, foarte bine. Ana, într-o livadă sunt... Nu știu numărul. Nu, ți-e greu să-l exprim, dar câte 3, nu câte 2. 3 așa, o echipă de 3. Și iar o echipă de 3. Și pe urmă, rămâne unul la sfârșit, înseamnă 1.514.299. Da. Într-o livadă sunt 21 de cireși. 21 de cireși. Știi ce înseamnă un cireș? Copacul acela în care cresc cireșe, că tu te-ai urcat într-un copac. 21 de poate. 21, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82,
19, 20 și 1, 21. Ei! Vine o ploaie mare și strică patru din ei. Ia apa pe patru. Cât mai rămânare? Deci patru din ei trebuie să dispară. Asta e. Deci tu ai făcut metoda figurativă, adică prin puncte ai înțeles copacii, da? Și fiindcă au luat apa pe patru, ei, ăștia nu mai sunt și acum cât au rămas? Cât au rămas? Păi cât au rămas? Adică ce face? Să dau pe tamă. Adică zicem din 21. Nu, 21 scăzut. Așa zicem, 21 scăzut 4 egal cu 18. Gândim. Deci, s-au dus 21. Lasă-mă. Deci l-a luat pe 21 apa, l-a luat și pe 9. Nu știu, dar trebuie să gândim acum. Dar nici eu nu pot să știu. Aș vrea să-ți dau răspunsul corect, dar nu știu. Dacă a fost 21, l-a luat apa pe 21, l-a luat și pe 20, l-a luat și pe... Eu nu pot să fac și nu știu că i-am... Înapoi. 21 a fost, da? Deci l-a luat pe 21, 20. 10, 18, 17. 18 și-au rămas 17. Că 4 s-au dus. 17 au rămas. Deci au luat apa pe cine? L-au luat pe 21, pe 20, pe 19 și pe 18. Și-au rămas 17. Asta era. Vezi? Am numărat înapoi 4. Deci asta e tehnica. Da? Deci, ia să vedem. Acum sunt obosit. Ești obosită. Ne oprim aici, că e de ajuns. Vă mulțumim, dragilor, cred că a fost o lecție foarte interesantă, foarte interesantă. Iar Ana s-a întrebuițat foarte bine și a putut să facă o lecție frumoasă. Și vrea și vine și Victor, trebuie să facă și el. Sigur că da, și Victor aș încheie lecția. Ana, ia să lăsă și pe 4 plus 2. Nu pot să scrie. 4. Poate. Victor, scrie el cum. Victor, fă două puncte. Fă două liniuți. Ia să vedem dacă face două liniuți. Victor, fă două liniuți. Una. Două. Foarte bine. Două liniuți ai făcut. Trei liniuți. Patru. Patru liniuți. Mai facem încă una. Deci una. Lasă-l pe el. Două. Nu știu cum să... Așa, so light that I can't even see. Dar e foarte important cum face. O să fac... Știi ce vreau să mai faci, Victor? Fă puncte, mă. Puncte, mă. Puncte, așa. Uite așa. Unu. Ce? Doi. Așa. Două. Trei. 4 și Victor, și Victor, și Victor. Și Victor, neapărat el. Că el încheie lecția, Ana, da? Noi am obosit cu matematica, dar acum încheie el. Așa. Wow! Și-a făcut un cerculeț. M-a făcut așa. Da. Încă desenează o pisicuță. Desenează o pisicuță, că tot am văzut o pisicuță. Așa, ai făcut un nouă. Wow! Așa. Unde ai fost tu astăzi, Victor? Povestește prietenilor noștri, unde ai fost tu? Unde ai fost? Unde ai fost tu astăzi? Povestește. Am fost la, zic, la albinuțe. Zic. Ai fost la albinuțe? Da.
Și ce văzi tu acolo? Spune ce văd. Nu cu stau cu ochii foarte aproape, nu cu ochii așa aproape. Mă împing mai departe. Ce-ai făcut la albinuții? Vorbește. Ai văzut cum se duc albinuții pe floare? Ai văzut așa? Da. Și ce făceau acolo la floare? Bebe! Ce făceau albinuții? Băgau așa gurița, băgau în floare și luau dulceața. Și puneau ce pun burtica lor? A făcut miere. Și a făcut miere, mă, da, și unde se ducea cu mierea? Unde, acasă la ele, da? Da. Și noi ce am făcut? Ce am făcut după aceea? Ce am făcut noi? Am luat mierea de acolo, la mea scutura, bubu, așa, și ne-am dus la butoie la mare, frumos, nu? Și ce am făcut? Am pus rama acolo și curgea mierea. Și tu ce făceai? Tu ce făceai? Ce făceai cu degețelul? Ce făceai cu degețelul? Mai cu degețelul! Și pe paie, da? Era bună? Da. Foarte bună, da? Un pic, nu se ține cu ochiul așa foarte aproape, mai departe, da? De tablă. Un pic, așa, un ori de stranță, așa, așa, la distanța asta. Da. Așa. Da. Uite ce-a făcut Ana? Ce-a desenat Ana? O pisicuță! Unu. Da. Urechea, fă și... Așa. Nasul. Nasul. Mustățile la pisicuță. Mustățile. Mustățile, așa. Fă-i capul a făcut. Așa. Victor. Da, deci lecția noastră, dragilor, s-a dus într-o altă zonă. Noi am făcut-o deosebit de frumoasă, interesantă. Ne oprim aici. La revedere. Pe curând. Un pic, tata, dacă tot am mai avut și un alt moment. Tata, vreau să te simt. Voi asistați voi din bancă, da? Dar vrei să îți amintești ceva, probabil vrei să povestești ceva în legătură cu ce făceam noi la un moment dat, nu? Un pic, ca să vorbească tate și cu copii. Uite, tate vine la tablă, tate când era elev, așa l-a scotea la tablă și spunea: Adi, te rog, la tablă. Ei, dar cum mă luam după scărăta, da? Da. Bună seara tuturor! Sunt Adrian Dumitrașcu, un fost elev al domnului profesor Ursu. Am făcut împreună liceul și m-a ajutat să înțeleg și să iubesc matematica. În prezent lucrez la Microsoft de peste 15 ani. Sunt acum în vacanță și am avut bucuria să văd o lecție în direct. Și mi se pare extraordinar. Ce face tata este cu adevărat extraordinar. Învață copiii să iubească matematica, să o înțeleagă și să ajungă la fundamentul ei. Și asta îi va ajuta în viață. Mulțumesc! Mulțumesc, tata! Și eu sunt frumos! Adi, o să scrii pe tablă! M-ai emoționat cât cuprinde. Nu putea să fie o zi mai frumoasă ca asta. Dragilor, tot ce s-a întâmplat a meritat din plin. Îți mulțumesc pentru asta, Adi. Pentru tine, tati. Mi-ați făcut un moment deosebit. Tati, șterge și scrie la tablă.